În urma discuțiilor pe care le-am avut săptămâna trecută cu colegii noștri din Partidul Social Democrat, dar și din interiorul organizației de București, ALDE, decizia noastră a fost foarte clară. La București, ALDE va avea candidaturi separate de Partidul Social Democrat, din simplu motiv, de fapt din mai multe motive, dar principalul motiv este legat de faptul că ne dorim, ca la alegerile din 2016, fiind un partid nou, să încercăm să ne poziționăm foarte clar din punct de vedere al doctrinei noastre de centru-dreapta, din punct de vedere al doctrinei noastre liberale.